Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Părerea voastră, prieteni, la 0372069599 pe următorul subiect. Secția de drumuri naționale Galați oferă câte 100 de lei, bani în mână, pentru fotografii sau filmări cu persoane care aruncă gunoi pe drumurile din județ. De asemenea și o primărie din Soveja, primăria din Soveja, județul Vrancea, oferă câte 150 de lei celor care fotografiază sau filmează mașinile din care se aruncă gunoi. 0372069599. Cum vi se pare ideea? Cum ați vedea-o la nivel național? Vi se pare o chestie imorală, îngrozitoare, mizerabilă sau o metodă pragmatică de a rezolva o problemă care ne afectează pe noi? Deci până ne sunați voi la 0372, hai că ați început deja, evident, 0372069599, vă dau eu toată știrea. Care va să zică? Galați, 100 de lei, poză cu cine aruncă gunoi, pentru a fi încasați banii, fotografiile sau filmările trebuie să surprindă oamenii și numerele de matriculare ale autovehiculelor acestora, în timp ce aruncă deșeuri menajere, saci de gunoi, moloz, în parcările de pe drum naționale din județul Galați. Presupun că nu doar în parcări. În Vrancea, Soveja, primăria oferă 150 de lei oricărei persoane care reușește să fotografieze sau chiar să filmeze numărul de matriculare al mașinii din care sunt aruncate deșeurile, cât și persoanele. Se dau amenzi de la 3.000 la 6.000 de lei, mă rog, pentru persoane fizice, la persoane juridice până la 50.000 de lei. Deci dacă îl filmez eu pe Luca, așa pe stradă aruncând gunoi, nu primesc banii. Trebuie să fie într-o mașină de unde să, ca să poată fi identificat sau cum facem. Cu mașina, da. Dar nu se aplică aceeași lege ca în cazul că noi am mai tot discutat aici despre filmări în trafic și așa mai departe. Înțeleg că știu. Legal nu e Iată validă. Iată situația. Nu știu care este treaba. Aia cu filmarea în trafic este pentru contravenții la codul rutier. Și acolo scrie că aceste contravenții trebuie constatate de un agent constatator. Nu știu dacă este același tip de regulă și la aruncarea de gunoaie. Adică dacă ne trebuie un aparat foto-omologat. Da, în afara codului rutier. Poate sunt alte, nu știu. Da. Eu anunț asta, așa cum ne anunță G4 Media și Spot Media. Dar eu aș vrea să văd asta pe domnul Luca cărând un sac de moloz ca să-l arunce. De ce unde? Pe mine? Era doar un exemplu. Să vedem, de exemplu, să ne imaginăm pe George. Da, uite, eu. Așa, și ce făcând cu el? Păi el și aruncându-l undeva la colț de stradă, scăpând de el. Da. Și cum sunt mormanele alea lângă un stâlp pe fiecare la stradă. La mine pe stradă este stâlp. Ai văzut? Chiar în fața blocului meu. Acolo nu există zi să nu fie morman de gunoaie, saltele, mobilă. Și asta te-am dat exemplu pe tine. Discuția asta am dus-o în altă direcție. Una e să arunci o pungă și alta e să arunci o camion întreg de gunoi. Hai să vedem ce zice. Ce zice Florin? Eu amintesc și băieți de la mine de la bloc. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, Florin. Salut, Florin. Eu vin cu o idee antreprenorială. Așa. Un algoritm de AI, de artificial intelligence, care să vadă, să rețină când se aruncă gunoi. Pui o cameră și el spune: uite, aici s-a aruncat gunoi, uite filmulețul, uite numărul. Pam, pam. Pam, pam, fii atent. S-au pus camere de-astea fără inteligență artificială, pur și simplu doar cu... Stai puțin. S-au pus în diferite locuri. I-au prins odată, după care, mă, ce să vezi, s-au învățat și aruncă în spatele camerei. Serios. S-a mutat locul. Deci, asta cu camerele... Atunci, că de-aia e Internet 2.0, facem o chestie distribuită pe mai multe camere și primești, deci să fie o firmă care se ocupă cu asta și încasează toate taxele, dai dă și la ăla care are aplicația. Sau uite, pe camere de bord. Se face licitație, o să fie ca în scumbă. Antreprenorial, eu spun că este mai ieftin să dai 100 de lei pe filmare decât să licitezi, să instalezi, să asiguri mentenanța pentru un sistem de camere video instalat în toată țara. Florin, îți mulțumim. Mult mai ieftin. Dai 100 de lei, vine omul, îi cointeresezi. Deci o să fie oameni care o să trăiască din asta. Iar noi avem tradiție în treaba asta. Vorba aia am făcut-o și pe gratis. În cu camere. Că ne-am părât unii pe alții. Nu era pe gratis. Ana Maria, bună dimineața. Ana Maria, bună. Bună dimineața, bine v-am găsit.
Da. Sunt de acord cu ideea aceasta. Nu știu cadrul legal, nu l-am citit, deci nu mă pot pronunța aici. Însă, da, merg zilnic, fac naveta pe un drum extraordinar de frumos care face legătura între, se numește Creanga, îi spunem noi, între Toplița și Borse, renumitul Borse, unde este fabrica de îmbuteliat. Da. Și este o mizerie îngrozitoare, constantă, aruncată din mașini. Este nesimțire cu nămare. Este o zonă atât de frumoasă, de acord, care traversează un munte. Și când vezi că aruncă din mașină, că nesimțire, că nu poți să zici altfel. Deci, da, una peste alta ideea. Dacă știu că îmi fac meserie, mă pun la toată ziua, mă plimb pe acolo și ea pe care l-am filmat în duc. Deci e o idee foarte bună, că lumea nu reacționează decât la constrângere. Ai putea să faci un business din asta, mă gândesc. Păi dacă nu se poate altfel. Mulțumim. Am înțeles. Mulțumim, dacă se pune Ana Maria pe tine, s-ar putea să numai ca mulțumim. Marius, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Hei, Marius, salut, bună, ești în direct. Bună. Cum se pare ideea? Sincer să fiu, mă bucur că cineva a auzit-o din țară, deci eu ideea asta v-am spus-o anul trecut când a apărut pandemia, că a dus o discuție despre gunoaie și despre mizerie din țară. Mm-hmm. Deci chiar mă bucur că a venit cineva cu inițiativa, că cred că ați fost contra și este cea mai bună idee în toată țara. Era să ne jucăm așa, nu ne mai și contrazicem cu ascultătorii ca să-i, păi da, să-i trolăm. Pentru că dacă știi că legea asta este băgată în vigoare, mie cam frică să mă duc să arunc gunoiul undeva în spațiu verde, sau dacă mă duc la iarbă verde în weekend să las gunoiul aruncat, că poate cineva mă filmează și... Deci vrei să transformi națiunea într-o populație de turnători plătiți. Asta nu e vorba de turnători. Aveți o altă variantă mai bună? Credeți că oamenii... Nu o să fie. Nu mai așa. Bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Marius. Bună dimineața, Marius. Bună, Marius. Bună dimineața. Salutare. Te rog. Asta e toată ideea cu turnătorii și cu alea. Nu mi se pare o idee prea bună. Doar că dumneavoastră știți cum s-a civilizat Germania? Ia, chiar sunt curios. Exemple. Cum? Tot pe treaba asta, pe turnătoria asta care... Nu poți să arunci o hârtie la orice colț de stradă, tocmai că se sună imediat. Nu poți să parchezi o mașină aiurea, că imediat te sună vecinul și la poliție și spune tot ce se întâmplă. Păi ce, domnule, noi vrem să fim nemți, n-ai văzut ce triști sunt? Noi vrem să fim civilizați, numai că nu se poate. Mulțumim. Ești Ionuț cu noi, bună dimineața. Salut, Ionuțe. Bună dimineața! E bună ideea, dar e prea puțin. Adică? Cred că trebuie să fie un polițist, un simplu polițist local sau de care să stea constant într-o anumită zonă și să dea amenzi. Păi stai, domnule, că nu e practică soluție. El stă într-o zonă și se aruncă în altă zonă. Ce faci? Se schimbă zona de aruncat gunoiul. E ca la cer cu bufnița de plastic. Dacă pui polițistul acolo, după ce zona se împrietenesc cu el după vreme, știi ce zic? După ce zona respectivă va deveni curată, adică lumea care merge deseori pe acolo știe că e polițist și nu va mai arunca, curățăm pe cealaltă. În cealaltă zonă și... Pentru că așa, dacă individual 10-100 care nu vor mai arunca, care au luat amenzi, ceilalți 1000 tot vor arunca, că ei nu știu. Mulțumim foarte mult. Nu e nicio problemă. Mulțumim tare mult. Auzi că în Suedia oamenii care părăsc chestii de genul ăsta au scutire de la impozite. Băi, ce frumos! Da. Deci ești un părăcios clasa întâi, nu mai plătești niciun impozit. Ne scrie Mitică din Timișoara. N-ai serviciu? 4-5 fotografii pe zi și te-ai scos. Hai, rezolvă problema, da. Ana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Unu, nu e părăciune atunci când este vorba de respectarea legii. Și doi? Părăciunea este atunci când se întâmplă altele. Că doar și noi, cu toți am fost copii. Da. Și în al doilea rând, inițiativa asta pare bună, doar că are o mică hibă. Exact ca și toate celelalte camere care erau puse în intersecții ca să nu să se respecte legea și au fost contestate în justiție. Și asta, părăciunea asta, vorba unora, va avea exact același efect. Respectiv, se dă
amendă, se contestă în justiție și rezultatul este că nimeni nu va plăti nimic. Mulțumesc foarte mult. Nu știm care este cadrul legal, dar cadrul legal poate fi creat. Sincer, eu unul și cred că nu sunt singur, am senzația din toate telefoanele pe care le-am primit. Eu sunt adeptul soluțiilor pragmatice. Avem o problemă care aparent nu poate fi stăpânită cu nimic în țara asta. Este o țară frumoasă, dar în care majoritatea românilor, că altfel nu se poate, aruncă gunoaie peste tot. În păduri, pe malul râurilor, pe malul drumurilor, pe câmpuri. Sunt peste tot deșeuri, gunoaie. Nu mai vorbesc de locurile în care vin și descarcă camionete cu molos. Și așa, cu astfel de soluție, cred că o fi amorală, imorală, că ne transformă în părăcioși, în nepărăcioși, că unii o să spună că este jalnic să faci așa ceva, că nu suntem educați, că nu știu ce. Cred că ar avea șanse să rezolve această problemă îngrozitoare. Acum aș vrea să o văd și pusă în aplicare, deci la Galați și la Soveja se proiect încearcă. Pilot. Da, proiecte pilot. Sunt curios ce rezultate vor fi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.